Mâine la ora 10 în Parlament începe votarea moțiunii de cenzură. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Audiența. E bine, în această seară în platoul emisiunii îl avem pe unul dintre un parlamentar de Giurgiu care participă la vot. Și da, vorbim despre deputatul Marin Anton. Bună seara, bună seara dumneavoastră și tuturor. Da, îți zâmbiți. Giurgiuvenilor, în primul rând că e o televiziune care se adresează giurgiuvenilor. Sunteți un personaj carismatic, agreat, faceți rating, dar nu de-aia v-am chemat, pentru că eu nu vă chem foarte des la emisiune, vă place aici la TV Giurgiu. Eu chiar așa e, nu mă chemați foarte des și simt lipsa faptului că nu mă chemați foarte des, aștept să mă chemați mai des. Da. Mă întreabă colegii mei din regie care este tema emisiunii. N-avem nevoie de o temă pentru că abordarea va fi generală. Restrângem către Giurgiu și dacă deputatul Marin Anton este pe ecran, nu avem nevoie de niciun titlu pentru că dialogul este unul dezinvolt așa și... Am spus că mâine la ora 10 începe dezbaterea moțiunii de cenzură. Procesul ăsta întreg. Și probabil că în 2-3 ore se va și vota. Noi, UNEPR-ul, nu mergem la vot, ca să știți că eu nu votez mâine. E, păi nu începeți cu sfârșitul. Păi da, asta... Să ajungem. Ce face UNEPR-ul? Ce face? Că am niște întrebări pentru dumneavoastră. Nu votează și nu merge la vot. Moțiunea nu trece. Din punct... Eu am spus... Da, puțin că ajungem și la moțiune. Haideți, fiți un invitat disciplinat, că eu moderez. Și vreau să vă întreb, tranșan, trecem direct la subiect. Vreau să vă întreb dacă seamănă politica... UNEPR sau mai bine spus ce au în comun politicile UNEPR, PDL, PMP? Nu au nimic, nu au nimic comun. Fiecare are ceva? Propriul destin, nu. Firul pe care dumneavoastră PDL-ul, merge... PDL-ul e o amintire. Și pentru mine e o amintire plăcută că nu pot să trec cu vederea faptul că am activat în PDL o bună bucată de vreme. Datorită partidului am ocupat funcții la nivel central, administrativ la nivel central, secretar de stat, știți foarte bine, în două ministere foarte importante. Deci nu, eu nu pot să dau cu piciorul și să spun, politică să vorbesc. Vârf. Chiar dacă e politică la vârf, nu pot să vorbesc cu despre PDL. Dar PDL-ul astăzi este un partid care nu mai contează decât pentru istorie. Un partid care a dat de două ori președintele României, un partid care a dat primarul general al capitalei încă de 4 ori, un partid care și-a spus cuvântul și îmi pare rău că actuala conducere, partea pedelistă din actuala conducere a PNL-ului tradițional, au reușit să distrugă PDL-ul. E un lucru urât din partea dumneavoastră. Trebuia să continue politica, chiar dacă au plătit... Deși cine sunt principalii vinovați în optica dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, domnul Blaga e principalul vinovat de distrugerea PDL-ului. A avut ceva. Și mai un vinovat din punctul meu de vedere, dacă PDL-ul numai astăzi datorită președintelui Băsescu, datorită domnului Blaga. Din punctul meu de vedere, asta e punctul meu de vedere. PDL-ul mai există din cauza faptului că s-au bătut doi oameni foarte tari în PDL pentru diverse lucruri și n-au avut loc în aceeași teacă. Cu toate că pentru domnul Blaga nu știu cât va reuși PNL-ul actual, pentru că și ajungem la moțiune. Moțiunea total nepregătită, chiar în pripă, păi, și nici nu va trece. De okay. Deci am vorbit de PDL. M-ați întrebat de asemănarea dintre PDL, PMP. Dacă nu găsiți nicio asemănare, vă încadrați la oportuniști, traseiști, etc. Mă puteți încadra. Nu vă încadrez eu, dar zic, conform răspunsului. Viața mă poate încadra aici, pentru că... Sunteți dezarmant de sincer și de dezinvolt.
viața. A, deci vă asumați și... Mi-aș un, da. Da. N-am ce face. Sunt faptele mele. Nu pot nega ceea ce am făcut. Ce să spun? Eu am trecut. Eu am greșit. Greșelile mi le asum. Și bunele și restale mele. N-am ce face. Fac parte care din viața bunele, mea. Care sunt relele? Faptul că am plecat de la PDL neinspirat la PNL în momentul ăla a fost primul lucru foarte grav pe care l-am făcut eu în politică. Trebuia să rămân pe scaunul meu sau să-mi întrerup activitatea politică cu PDL-ul. Am avut un mare scandal în 2012, atunci, în preajma alegerilor locale. S-a întâmplat asta, trebuia să stau liniștit, să nu fac pasul către Lucian Iliescu. Și ceea ce mi s-a întâmplat mie în 2012, și se întâmplă domnului Florian Nicolae astăzi în 2015 cu aceeași nonșanță și același traseu. M-am dus de bună credință să ajut oameni, să-mi pun în sprijinul PNL-ului toată experiența mea. Dar vedeți că ați formulat așa, m-am dus după Lucian Iliescu. Îl faceți responsabil de ce vi s-a întâmplat? Și pe cine? Pe... Lucian Iliescu? De responsabil de faptele mele sunt eu. Omul mi-a zis vino, dar dacă nu spuneam eu nu și vedeam de ale mele și aveam mai multe minte la vremea respectivă, nu e responsabil. Ci responsabil pentru ceea ce am făcut eu sunt numai eu. Nu pot să fie cineva responsabil de ce am făcut eu. El mi-a întins atunci o mână, eu am crezut în mâna lui sinceră, s-a dovedit că a fi o mână falsă. Nu el de vină, situația. El și-a creat o echipă, l-a creat pe domnul Mustățea, a ajuns în vârful piramidei și a distrus partidul. Mă rog, acum l-a luat și pe domnul Florian Nicolae, dacă îi se aplică aceeași metodă. Haideți că ajungem și apoi. Cu surle și trâmbițe a venit că să gândesc la primăria Giurgiului și acum au început să facă sondaje, să nu se întâmple. Ajungem și da, la... Mă rog. PMP-ul a fost, știți foarte bine, și tot din aceeași, din același sinceritate, știți foarte bine că am fost în PMP pentru Elena Udrea. Ați fost și ați ținut cu dinții, așa, ați spus, nu da, plec de lângă Elena Udrea până a avut problemele cu... Justiția. Până când a fost arestată, a plecat ea, s-a suspendat din partid. Așa. Partidul a făcut un... Deci, eu am altfel de credință în echipă și de... Eu am lucrat în echipă, ca profesionist și în general îmi place, atunci când merg în echipă, să merg și la bine și la rău. Ori echipa PMP-ului a mers cu Elena Udrea cât i-a fost bine PMP-ului. Cât i-a fost bine PMP-ului și Elena Udrea odată cu PMP-ul. În momentul când Elena Udrea a avut o problemă, PMP-ul, chiar și cu domnul președinte de Traian Băsescu, s-au cam lepădat de Elena Udrea. Să-și rezolve problemele în justiție. Ok, să-și rezolve problemele. Vine la nivel declarativ, pentru că mai multe nu știu, domnule Anton. Nu, știți de la mine, vă spun eu. S-au lepădat. Pur și simplu s-au lepădat, că a fost și motivul pentru care... Nu cred. Ba da. Nu cred că s-au lepădat. Restul ar fi trebuit să se teamă, dacă mă întrebați. Restul... De ce să se teamă? Nu, de ce se teme? Pentru că Elena Udrea are o anumită coloană vertebrală și n-au de ce să teme. Da. Ea își va rezolva problemele singură, pentru că e nevinovată și eu știu lucrul ăsta, că fiecare avem păcatele, să știți că Elena Udrea nu este nici mai albă, nici mai agră decât politicienii din România. Este un produs al societății românești și al politicului românesc. Și eu sunt la fel. Cine spune din politică că e un om cinstit, să vă uitați mai atent, pentru că ăla s-ar putea să mintă cel mai abitir. Eu mi-am dorit totdeauna să fiu un om cinstit, n-am reușit totdeauna, dar asta e viața, am greșele. Sunt om, să știți, că și politicienii sunt... Nu reușesc. Uite, să vă dau un exemplu. Sunt hotărâri pe care le-am luat acum 5 ani. La momentul când am luat acea hotărâre, am fost convins că fac un lucru bun. Am fost convins tot asta. Viața mi-a demonstrat că hotărârea a fost proastă. Și mai bine nu luam. Că n-are legătură cu ce ați spus, cu cinstea. Păi și cu cinstea. E la fel. Sunt lucruri care ți se par corecte, cinstite la un moment dat și viața îți demonstrează că nu sunt corecte și cinstite din repoziționezi altfel. Da. Am înțeles. Cât de apropiat sunteți de Gabriel Oprea? Pentru că pe unde ați trecut? Fie că PDL, fie că PMP, erați numit om de casă, omul lui Băsescu, omul lui Udrea.
Acum sunteți și omul lui. E prea mult. Nu e mult spus deloc, domnule Anton. Zâmbiți și dumneavoastră, știți că așa este. A fost omul de casă niciodată al domnului președinte Băsescu. Să știți că... Domnule, erați apropiat. De ce? Ce s-a apropiat? Eu n-am mers la masă la domnul președinte. Nu am avut șprițuri din astea personale. Nu. Deci eram... Pur și simplu am lucrat cu domnul președinte. Dar nici de cum un om de casă. Al președintelui Băsescu înseamnă că știi foarte multe lucruri din preajma domnului președinte. Ori eu nu am fost un astfel de om. Domnul președinte e undeva acolo sus. Îmi pare bine că mă supraapreciați așa și mă declarați. Mi-ar fi plăcut să fiu un om de casă al domnului președinte, dar credeți-mă că n-am fost. Chiar n-am fost. Așa se spunea. Dar cu Gabriel Oprea, în ce relații sunteți? Cu generalul Oprea noi avem o relație, noi am fost foarte, foarte mult competitori. Am făcut competiție pe aceleași posturi. Bineînțeles că de cele mai multe ori am câștigat eu în competiția directă cu domnul Oprea. De aceea și respectul nostru a fost unul pentru celălalt ca și competitori. De acolo a venit și a spus acum când eu am terminat cu PMP-ul și mi-a propus, domnule, hai să și lucrăm împreună, că în competiție am fost destulă vreme la Ilfov, haideți să și lucrăm împreună și lucrăm împreună și cred că... Ați rămas așa cu resentimente sau colaborare? Eu n-am avut. Eu, din politică, știți foarte bine, uite, că iar vă spun un lucru tranșat și direct. Eu, din politică, am fost foarte supărat pe Nea Mihai. Mihai Dobre de la Mihailești. Dar mi-a trecut supărarea pe domnul Dobre, pentru că nu mi-a făcut niciun rău. Parcă și pe domnul Mustățea era supărat. Nu, cu Mustățea n-am. Mustățea e alt gen de relație. Singurul om din politică care mi-a fost apropiat și pe care sunt supărat... Care v-a dezamăgit. Și pentru mine, care m-a dezamăgit, este Cătălin Corbea de la Prundul. E o problemă a mea personală cu el și nu vreau să discut... Nu vă mai aflați în niciun fel de relație? Niciun fel de relație și nu va mai fi niciodată niciun fel de relație între mine și Cătălin Corbea, da? Asta e o problemă personală care trebuie să rămână între noi. Da, au fost și foarte multe lucruri personale între noi, așa că e un gust amar. Dar bunul Dumnezeu le rezolvă pe toate stările și dă fiecăruia după cât face și cum face. Domnule Anton, sunteți un tip sincer, așa cum mereu am afirmat în emisiuni și asta vă dă o aură așa, știți? Și, dar vă creează și o umbrelă, pentru că până la urmă e mai ușor să nu promiteți, să vă recunoașteți greșelile și să nu vă încurcați în ițele promisiunilor și minciunilor. De ce? Întotdeauna încurcă. Încurcă, da. Adevărul e unul singur, îl spui mereu. Sigur. Nu știu, n-am făcut, sunt vinovat. Am greșit, asta e fapta mea. Și pentru că sunteți un tip sincer, ați afirmat că, acum discutăm despre afirmațiile dumneavoastră, că un EPR trebuie să aleagă, valsează, vă între citesc, onoare și interesul național. Da, și așa și este. Este grav. Nu este dacă grav. Mă întrebam, e o realitate. Onoare față de cine? Față de cuvântul dat. Față de cuvântul deci, dat. Deci să știți că un EPR este totuși un partid disciplinat. Generalul Oprea vine cu o anumită disciplină militară. Eu vin din industrie. Da, bine, onoarea... Să știți că disciplina este un lucru care trebuie făcut. Fără disciplină nimic nu se realizează. Păi bine, hai să nu ne abatem. Nu ne abatem. Dar totuși este și noi ținem la președintele și la generalul Oprea și alt cuvântul față de domnul Ponta. E un cuvânt dat. Eu personal țin, în momentul când mi-am dat cuvântul și ați văzut, mi-am dat cuvântul față de el la Udrea, doamnă, când vei avea nevoie, că m-ai ajutat la un moment dat, când vei avea nevoie de mine, cheamă-mă și vin oricum ar fi, indiferent ce pierd, doar a făcut așa Elena Udrea și m-am dus lângă ea. Pentru că era o chestie de onoare. Deci, din punctul ăsta de vedere, înțeleg perfect situația în care se află domnul general Oprea ca lider național. Domne, pui onoarea în balanță cu orice, dar nu cu interesul național. Știți că
E onoarea... Stați oameni, care este interesul național? Că și aici o chestie de... Că eu de exemplu... Păi în sprijinul eu de exemplu, întrebării de... care e interesul național, iată... Interesul național îl putem discuta. Nu, dar ca să ne luminăm. Ca să vă luminez, uite, o să vă spun așa. Interesul național este ca din punct de vedere, România, din punct de vedere politic, să aibă stabilitate în conducerea executivă a țării. Guvernul Ponta, îmi place, nu-mi place, vă place, nu vă place, multora le place, altora nu le place, are din punct de vedere al profesiei, a ceea ce e de bază pentru guvern, să facă, să conducă țara din punct de vedere executiv, să aibă creștere economică, are creștere economică. Deci din punctul ăsta de vedere, nimeni nu are ce contesta. Numai că imaginea premier datorită problemelor juridice, are de suferit. Imaginea României. Dar nu uitați, și vă dau un exemplu, că toată lumea spune pe televizor că ce se întâmplă la noi e unicat în Europa. Nu e unicat în Europa. Știți foarte bine că Italia a avut un premier Berlusconi an de zile. Bine, Berlusconi. Spune, domnule, suntem unicat în Europa. Parcă nu i-aș compara. Da, nici eu nu i-aș compara. Dar nu să mai spunem că dar nici pe noi unicat. Cu Italia. Și nici pe noi cu Italia. Știți? Corect. Sunt de acord. Dar Berlusconi a fost un prim-ministru cât a fost și a fost de câteva ori. A adus prim-ministru, trecut în opoziție, din nou prim-ministru. Deci în toată perioada asta a avut procese și de fiecare dată a avut probleme cu justiția italiană. Astăzi, la 80 de ani, domnul Berlusconi este condamnat. Cât din toate lucrurile astea, a luat un an și un pic, pare mi se, cu suspendare. Uite că Italia a progresat, Italia și-a văzut de treabă, deci... Trebuie să ne învățăm. La noi și ideea de justiție. Eu am foarte multe de comentat. Eu am fost partizanul, fac parte din cei care au crezut că în România se face justiție adevărată. Ori credeți-mă că astăzi am îndoieli maxime că se de face. De ce? Pentru că de dumneavoastră la, numai de la cazul niște... Rarinca. Eu am un lucru foarte clar. Rarinca. Deci ce s-a întâmplat în cazul Rarinca este pentru că Rarinca nu este niciun om de rând. Dar nu ești niciun politician de soi. Trebuia o hotărâre rămasă de ființă, trebuia să rămână în situația. Să nu uităm că și este adevărat pentru cine cunoaște datele cazului Rarinca. Dar să nu uităm de unde a pornit. De la o afacere între doi magistrați. Da. A pornit de la o afacere. Nu. Eu atac ideea că s-a dat o hotărâre definitivă și irevocabilă. S-a dat care n-a plăcut cuiva. Dar de unde, domnule, a plecat? Ideea este următoare. Judecătorul a avut o decizie definitivă și irevocabilă. Nu mai trebuie atacată. Punct. I-a plăcut sau nu a plăcut? Acum ce să facem? Fiecare de cât de influent în România să ducă să atace și la un moment dat să câștige. Păi nu mai avem idee de justiție. De asta vă spun. Ideea de justiție și de dreptate nu mai suferă comentarii. Eu totdeauna am respectat decizia și respect decizia judecătorului. Ori iată că odată cu acest caz Rarinca s-a demolat și față de cazul Rarinca. Știți de ce? Câtă vreme sunt implicați niște magistrați. Este vorba de o branșă despre care noi nu aflăm decât atât cât lasă să se vadă. Corect. Noi ne uităm, bravo, dar când ne pronunțăm și ne place, ne uităm la televizor și zicem săraca judecătoare, uite-o și pe ei sunt acolo. Până la acest conflict a fost totul bine. A pornit de la un business între magistrați. Pe mine chiar nu, adică pentru mine nu este relevant cazul Rarinca, dacă mă întrebați. Pentru că încerc să pătrund dincolo de aparențe, dincolo de Antena 3, dincolo de orice informații. Sunt sigură că nu știu nici 30% cât de mult aș încerca să mă documentez. Despre ce am vorbit puțin mai devreme, că un EPR trebuie să aleagă sau valsează între onoare ați și... Ați afirmat că cel mai ușor pentru un EPR ar fi o demisia lui Ponta. Eu am spus-o nu de acum și o mai spun și de astăzi, unde, la dumneavoastră de unde deduc, deduc că Victor Ponta ar trebui să părăsească scena politică. Păi nu știu, e prea mult spus, dar să știți că să-și dea demisia, că președinte nu mai vrea. Cei care îl vor forța să-și dea demisia, va fi PSD-ul în persoană. Ați spus,
ați spus și asta că va fi demisionat de către PSD. Puneți treaba asta, da? Că da. Cel mai ușor pentru UNEPR, dar vă țineți de onoarea asta față de cuvântul dat cui? Lui Victor Ponta. Cuvântul păi cuvânt. Păi cuvântul e cuvânt, dar în momentul... Dumneavoastră ce ați spus? Ascultați-mă, da, dacă mă întrebați pe mine personal... Domnule Anton, lasă disciplina de partid. Lăsați. Dar dumneavoastră ați spus că percepția despre o hotărâre sau percepția asupra unor lucruri înfăptuite în urmă cu 5 ani se schimbă. Da? Se schimbă. Ei bine, suntem în același registru. Să știți că eu pentru... Cuvântul dat față de Ponta, care mai bine își dă demisia. Ponta a făcut foarte multe lucruri. Și pus în balanță premier. Cu... Ascultați-mă, ceea ce se impută național. Astăzi domnului prim-ministru, da? Victor Ponta, da? eu nu cred că a făcut o greșeală. Faptul că el a fost prieten cu domnul ministru Șova și au fost colegi, au acționat într-un cabinet. Dacă atunci când erau colegi, venea DNA-ul și le spunea ce le spune astăzi, era tot ok. Dar astăzi să îi acuzi pentru un lucru care... De nimic. De când erau ei mici. De nevinovați. Da, și de nevinovați. Domnule Anton. Este o acuză total gratuită. Domnule Anton. Față de ce dumneavoastră susțineți acum că se întâmpla când eram mici și nu știu. Stați puțin. Că știți, exact pe tonul ăsta se poartă discuțiile. Fie că e vorba de Sorin Oprescu. Sorin Oprescu, profesorul Oprescu nevinovat și care a făcut atât de mult. Numai puțin. Stați, e vinovat numai Oprescu? Puțin. Păi, lăsați-mă să termin ideea. A făcut atât de mult bine și Sorin Oprescu și Sorin Oprescu, până au ieșit acele stenograme, da? Și pe urmă au lăsat-o unul mai jos. Haideți să vă spun și au început cu inima. Ascultați-mă, vă mai spun un lucru adevărat. Nu există politician în România, da? Să nu fi greșit. Nu există. Păi sunt convinsă de asta. Sunt oameni care sunt ținte sau nu sunt? Ascultați-mă, de la consilier și până în vârful piramidei politice, sunt oameni care, dacă cineva vrea să bage pe unul în pușcărie, îl bagă. Aici mă deranjează. Pentru că în România s-a făcut politică la un anumit mod. Și cui stă în putere mod... să schimbe treaba asta, nu dumneavoastră? Da, corect. Aici sunt de acord. Dar clasa politică o să înțelege. Trebuie să... Băi, este un moment de zero. Am făcut politică într-un anumit mod. S-am desfășurat campania electorală într-un anumit mod. S-a făcut campania electorală într-un anumit mod. Cu zahăr, cu făină. Nu, gata. Pe cine prinde azi încolo, salut. Dar nu, să nu luăm, uite, îl prins pe Sorin Oprescu că a făcut nu știu ce, nu știu când. Bun, și fiindcă l-am în platou pe deputatul Marin Anton și nu întreg UNEPR-ul, continuăm. Dumneavoastră v-ați exprimat speranța să primeze interesul național. Și aici restrângem discuția la ceea ce credeți dumneavoastră. Asta ca să... La ceea ce cred eu. La ceea ce credeți dumneavoastră. Bine. Că dumneavoastră cu onoarea, părerea mea personală. Pe care și l-a dat Gabriel Oprea. Dacă aș fi fost din punctul meu, doar eu să hotărăsc mâine, eu mâine aș fi votat pentru moțiune. Dar eu sunt membru al unui partid, țin... Disciplină de partid. Mulțumesc pentru răspuns. Președintele meu să aibă onoare față de ceea ce s-a angajat și UNEPR-ul să prezinte cu o anumită structură, pentru că trebuie să te prezinti în fața oamenilor. Păi trebuia să zică Gabriel Oprea pe cuvântul meu de onoare, nu pe cuvântul lui Anton de onoare. Adică... Nu, domnule, stați ușor. E președintele nostru. Da, e președintele nostru și se ține foarte mult la chestia asta. Dar n-am nimic cu Gabriel Oprea. E o discuție de principiu, așa. De principiu. Eu v-am spus de principiu. Dacă era strict și ne lăsa, era votul strict liber, din punctul meu de vedere, trebuia votată moțiunea. Dar care credeți că va fi rezultatul? Că ați început cu rezultatul. Vă spun eu, dacă mă întrebați și acum ca politician, vă spun, PNL-ul își bate joc de noțiunea de moțiune de cenzură. De ce spuneți? Pentru că au pregătit-o foarte prost. Când te apuci să faci o moțiune de cenzură, te apuci și discuți. Întâi discuți. Măi, UNEPR-ule, uite, eu vreau să fac chestia asta. Măi, UDMR-ule, uite, eu vreau să fac lucrul ăsta. Domnul Tăricianu de la ALDE. Eu vreau să fac lucrul ăsta. Deci, te ieși discuți.
Ei ce au venit? S-au trezit așa peste noapte că l-au trimis în judecată peste, pe Ponta și într-o săptămână au făcut și moțiune de cenzură. Nu uitați că moțiunea de cenzură este o dată pe sesiune parlamentară. Sesiunea parlamentară ordinară de-abia și-a început activitatea. Deci acum, dacă nu trece moțiunea de cenzură, deci practic guvernul actual, guvernul PSD, ajunge la 1 martie liniștit. Au făcut un mare favor coaliției de guvernare. Mare. Pentru că trebuia foarte atent și foarte bine pregătit. Așa, o să vedeți că mâine pică, bine mersi, guvernul actual și puterea actuală nu mai, sau guvernul actual nu mai poate fi, domnul Ponta nu mai poate fi scos de la guvernare decât de PSD. Da, asta ați și afirmat că va fi debarcat. Păi de... Ați simțit dumneavoastră acolo la Parlament pulsul printre colegii parlamentari de la PSD? Murmure așa? E absolut, ei vor să rămână la PSD-ul, vrea să rămână la putere. Oamenii... Față de, adică poziția lor față de Victor Ponta? Este chiar ok, atâta timp cât le merge bine și le merge dar bine. Dar față de Dragnea, ce părere aveți despre cum organizează? Cel mai tare om politic din România de astăzi este domnul Dragnea, de departe. A dat câteva lecții de putere și de inclusiv chestia cu trecerea codului fiscal. S-au înțeles, au venit, s-au stat de vorbă băieții, s-au pus de acord, a venit domnul Dragnea din Cuncea, a spus, nu, tătic, las, nu luni hotărâți voi, hotărâți eu și eu. Și s-a hotărât și eu când a vrut domnul Dragnea. O dovadă de, acum cu pensiile parlamentarilor. Da. Domnul Dragnea n-a vrut. N-a vrut să treacă domnul Dragnea, decât atunci când va dori domnul Dragnea. A dat iarăși dovadă că nu contează ce se spune pe televizor, ce hotărăți băieții, ceea ce hotărăște dumneavoastră cu PSD-ul. Eu, din punctul meu de vedere, e o dovadă de om politic foarte tare. Foarte tare. Ia uitați-vă ce scrie cineva. Domnule Anton, și vă rog să interpretați dumneavoastră mesajul. Apucați-vă de scris că o să aveți nevoie. De scris cărți că o să aveți nevoie. Da. Cum interpretați? Nu știu, nu mă pricep. Asta cu scrisul cărților. Chiar și nu știu, scurtarea nu știu. Pedepsei sau cum e? Nu știu. Da. Mă gândesc doamne ferește, asta. Doamne ferește. Că... Dar și, dumneavoastră ce probleme aveți cu legea? Da, eu și nu trebuie să discut, că vă spun doar așa ce am voie să spun. Ce pentru, aveți voie să spun? Sunt în dosarul domnului Lucian Iliescu cu faptul că aș fi adus foloase necuvenite altuia prin activitatea mea de politică. Eu am, adică nu, toată lumea știe că n-am nicio problemă cu acest, chiar n-am știut la vremea în 2010, toate lucrurile astea se întâmplau în noiembrie 2010. Eu am venit în octombrie 2010 în Giurgiu și nici n-aveam treabă, nici nu știam pe unde e piața centrală la momentul ăla când... Când și ce și ați făcut un bine fără să știți. Nu, sau știți, e vorba de scoaterea la licitație a 2200 de metri pătrați din, din piața centrală din Giurgiu și eu am influențat, domnul procuror mă acuză că eu am influențat consilierii PDR-ului de la vreo... E articolul 13 din legea 178. Nu trafic, da? Adevărat, nu trafic. Este care spune așa, că prin autoritatea publică eu am adus prin activitatea mea am dus la obținerea de foloase necuvenite de altcineva. Deci nu eu sunt cel care am obținut foloase necuvenite, ci altcineva. Dar v-ați exercitat cumva? Eu practic am făcut politică, că să știți că a stat de vorbă cu consilierii cum se votează și n-am făcut-o numai la ședința. Eu am făcut-o permanent și mi-asum toate lucrurile care le-am făcut. Deci, da, numai că din cei 4 consilieri PDL care erau la vremea respectivă, 2 au votat pentru hotărâre și 2 au votat împotriva hotărârii. Practic, ce s-a întâmplat, practic, nu sprijină... Și știe toată lumea că nu PDL-ul, ci PSD-ul la vremea... Susținerile procurorilor, nu? Nu, acum trebuie... Nu, de-aia n-am și... Nici n-am voie să vorbesc, că da. Totuși justiția față de mine... Vorbesc despre cum orice... Cum credeți că va ieși până la final? Eu n-am nicio treabă. N-am niciun fel de treabă cu subiectul. Până să aveți probleme,
până să aveți aceste probleme. Bine, dumneavoastră v-ați prevalat de cazul Rarinca, dar faptul că dumneavoastră sunteți chemat pe la DNA acum... Nu, am fost chemat, o singură dată. O singură dată, ați fost chemat la DNA atunci, da. Nu pe la... Când mi s-a adus la cuvinte... Sunteți atent la cuvinte și la nuanțe. Chemat la DNA, până să fiți chemat la DNA... aveți aceeași percepție? Absolut aceeași percepție. Știți foarte bine că până să mă chemă la DNA, eu am fost împotriva, în momentul când am acuz pe cineva, nu cu am am suspiciunea rezonabilă. Nu pe suspiciunea rezonabilă. Știu că ai făcut următorul lucru. Și vreau să vă întreb ce mai face senatorul Lucian Iliescu. Nu știu, că nu vorbim, că n-am voie să vorbesc cu el. Nu vreau să vorbesc cu el. Că, sunteți precaut? Precaut. Trăind într-o societate în care toată lumea interceptează pe toată lumea, toată lumea interpretează cum vrei și cum nu vrei orice discuții, dar am văzut că și el probabil că e sfătuit de avocați și eu sunt sfătuit de avocați. Ne evităm reciproc. Și domnul Lucian Iescu pe mine și eu pe domnul Lucian. Am înțeles, cam greu. Sunteți în același... Nu, chiar nu am văzut, chiar n-am vorbit nimic despre UNPR. Chiar n-am vorbit, credeți-mă. Gabriel Loprea, dacă nu mă înșel, la Mangalia sau unde a fost astă vară, când l-a anunțat pe Lucian Iliescu, da, la Mangalia, nu mă înșeală memoria, ca și candidat la alegerile locale de la Giurgiu, din partea UNPR. Mi-ar plăcea să facă chestia asta, dar nu știu, e o decizie personală a domnului Lucian Iliescu. Candidatura, cum eu mi-asum, eu vreau să fiu președintele Consiliului Județean Giurgiu. A fost anunțat de Gabriel Oprea, fără consultări prealabile. Nu știu dacă a fost anunțat ca și... Candidat la alegerile locale. Chiar vreau să... Candidat la alegerile locale. Alegerile locale înseamnă consilier, nu înseamnă neapărat consilier județean. Nu cred că s-a gândit să-l pună pe lista. Nu știu, chiar nu știu care sunt dedesubtele acestei discuții, dar mi-ar plăcea, pentru că Giurgiu are nevoie de competiție între oamenii foarte buni. Mi-ar plăcea ca Lucian Iliescu să candideze din partea UNPR-ului la... Dar asta e decizia numai a lui Lucian Iliescu. În primul rând al Lucian Iliescu și apoi a partidului. Nu știți, să știți că am încercat să-l găsesc pe domnul Lucian Iliescu. O competiție, chiar ar fi frumos, o competiție în trei, cel puțin tari, domnul primar, domnul Barbu de astăzi, eu sper ca domnul Florian Nicolae să câștige competiția din PNL, uite, ați văzut? Tot PNL, zic. Aveți o fixație așa. Chiar dacă e PNL-ul, marele PNL. Deci, pentru că sondajele, și eu am făcut sondaje, arată că stă foarte bine domnul Florian Nicolae astăzi în percepția... Ce sondaje? Despre ce sondaje? Am eu propria... Știți că totdeauna mi-am făcut propriile sondaje. Da, asta știu, dar... Strict confidențiale. Ați făcut dumneavoastră un sondaj? Cu ce scop? Adică ce... Păi trebuie să știu cum stau. În Giurgiu, cum stă UNPR și care e mișcarea. Eu am avut un contract... Ați făcut un sondaj pe... Da. Adică structurat nu doar pe locale, ci... Altădată, în 2012, de exemplu, sondajul meu a fost cel mai bun sondaj. Și am spus la vremea respectivă, le-am spus, și uitați, putem discuta aici la o masă și cu domnul Florian Nicolae și cu domnul Barbu, pentru că eu la vremea respectivă, și cu domnul Lucian Iliescu. Lucian Iliescu avea 31% cu 3 luni înainte și viața, nu, 29, parcă avea și a luat 31, ceva de genul ăsta, dacă mi-aduc aminte, 29% și a luat 31%. Și domnul Barbu era imediat pe locul 2 cu 20 și ceva, 23 parcă la sută, Florian Nicolae cu 17 și apoi vedeau mai mulți. Și totdeauna am spus că dacă se unesc toți împotriva lui Lucian Iliescu, o să-l bată. Și viața a demonstrat că am avut dreptate. Conform sondajului dumneavoastră. Conform sondajului meu. Mi-aduc aminte că i-am spus, când eu am ieșit din competiție, din orice competiție, i-am spus domnului Iliescu, nu m-a crezut, a mers pe faptul că are 90% inițial. Și dacă luați presa vremii din 2010, o să faceți aminte că prima dată a fost dat cu 90% și apoi a rămas pe undeva la 60 și ceva la 100. Sondaj total
prost pentru echipa PNL-ului de la vremea respectivă, care s-a demobilizat, a crezut că deja dacă îl prezintă pe domnul Lucian Iliescu au câștigat totul, stăteau și se uitau pe la televizoare, era finala de la Roland Garros atunci. Și stăteau și se uitau la finala de la Roland Garros și alții luptau și au devenit primari. Da, iată, cineva spune, domnule Anton, politichea de la București este prea alambicată. Ce părere aveți despre evenimentele de la Giurgiu? Floricel la PNL ca viitor candidat la primărie, Stănișteanu Hop, vrea și el. Urât din partea PNL-ului în modul cum se poartă cu domnul Florian Nicolae. Trebuia să-i spună înainte. Domnule, vino la noi și în momentul în care treci la noi o să-ți facem un sondaj de opinie. Așa l-au compromis. Adică dat... credeți că este moral împins ce este... de cineva Noruț Stănișteanu? Da. Sau este voința proprie, cum a declarat este, voința sa? Stați un moment. Ca să fii candidat, în primul rând e o decizie personală fiecare. Da. Deci voința proprie există. Cine există. Credeți că la... Dar echipa, Mustățea, care e mare jucător de așa, se crede mare politician, dar o să vină rândul când o să plătească toate lucrurile astea urâte. Că știți, în viață trebuie să plătească. Tot ce a făcut el urât în ultimii 4 ani o să întoarcă împotriva lui. Că ce semeni, aia o să culegi. A semnat totdeauna, toată perioada asta a semnat numai furtună. Și o să culeagă, probabil și a semnat vânt și o să culeagă furtună. Asta e treaba lui. Dar sunt convins că în spatele a ceea ce îi se întâmplă domnului Florian Nicolae, cum în spatele a ceea ce mi s-a întâmplat mie când am fost la PNL, a fost domnul Mustățea cu tot felul de șopârlițe, șotcării din astea care se fac la diverse mese, impresia, am auzit eu, că dacă l-auzi pe Mustățea, cum vorbește el, că a auzit el nu știu ce, ai impresia că vine cineva și povestește. Dar cred că visează noaptea și ce visează noaptea spune că a spus o păsărică și... Domnule Anton, vin mesaje și trebuie să vi le citesc. Domnule Anton, pe cine susțineți la primăria Giurgiu? Va participa un EPR independent la locale cu un candidat sau este o nuanță, este o nuanță foarte importantă. Știți foarte bine că eu aștept decizia unui EPR eu personal aștept decizia unui EPR ca să participăm singuri în alegeri, să mergem singuri în alegeri. În momentul ăsta, când vom fi singuri în alegeri, clar că vom susține candidatul unui EPR-ului, indiferent cine e. Am întrebat pe cine susțineți dumneavoastră. Vă repet, dacă un EPR-ul merge în alegeri ca partid de sine stătător, vom susține candidatul unui EPR-ului. Cine va fi acela? În caz contrar, aici sunt multe de discutat. Văzut la momentul respectiv, pentru că eu am anumite poziții și anumite nuanțe în decizia pe care o voi lua în viitor. De ce depind? Foarte mult depinde de onoare, obraz și... V-ați dat vreun cuvânt de onoare pe undeva? Că da, unui om am dat cuvântul de onoare. Și da. Foarte important. Nu ne spuneți cui ați dat cuvântul de onoare. Nu. Vă simțiți vinovat pentru faptul că Beianu este șef la PNL Giurgiu și că în felul acesta ați creat debandadă și instabilitate? Nici aici nu aveți niciun fel de treabă? Veți candida la postul de președinte al Consiliului Județean Giurgiu? Încep cu sfârșit, da. Vreau. V-am spus, e targetul meu. Este ultimul meu target în Giurgiu, să fiu președinte al Consiliului Județean. Nu reușesc, giurgiuvenii nu mă vor dori în 2016, peste 7 luni. Eu gata, am terminat. Am 56 de ani la vremea respectivă. O să încerc să sfătuiesc pe cei mulți să vină cineva ca să aibă grijă de Giurgiu. Pentru că Giurgiu suferă de un șef autentic. Giurgiu de asta are și nevoie. Și Beianu, de un șef, Dumitru Beianu. Vis-a-vis de domnul Beianu, eu cred că pentru PNL, ca președinte, a fost cea mai bună alegere. Dumitru Beianu este un tip... Toate că știți, eu am fost în competiție directă cu domnul Beianu și ați văzut, acum 4 ani de zile, pe vremea asta, eram într-o competiție la sânge, așa, la cuțite. Dar, pentru PNL, nu se compară Beianu cu Mustățea. Beianu are bun simț, are școală, Mustățea doar spune că are școală. Domnule... De unde știți dumneavoastră că n-are școală și doar spune? Stați că dacă luați pe Mustățea, nu știe nimic.
Nimic, dacă luați la bani mărunt, nu știe nimic. Ei, îl luăm la... Luați-l, păi ia luați-l, că știe să adune trei steaguri la primărie, ca și Pristanda, e un fel de Pristanda în variantă modernă. Nu, haideți, nu, nici. Nu, dar chiar așa. Domnule deputat Marin Anton, la anul, din partea cărui partid veți candida... La mandatul actual de deputat ați candidat din partea PNL și pasul dumneavoastră a parcurs până în prezent două partide, PMP și UNPR. Vă întreabă nu, la deci anul. Eu am fost candidat USL. Deci am fost pe listă USL din partea un PNL, prieten, dar dumneavoastră. Era USL. Bună seara, Eu îmi doresc să candidez din partea pe lista de consiliere a UNPR-ului. Să fim independenți în alegeri și sper că acest lucru se întâmple și cât mai curând. Bună seara, doamnă, și invitatului dumneavoastră. Nu știu de ce se grăbește dânsul, dar trebuie să înțelegem și noi ceva. Și păreți mai grăbit așa. Dacă un EPR merge în coaliție cu PSD, îl susțineți pe Barbu? Ne-a spus o întrebare la care nu știu să răspund acum. Da, am înțeles, chiar dacă nu răspundeți. Pare un fel de abținere. Ce părere aveți despre oraș la ora asta? Vă place așa, Giurgiu? Nu mi-a plăcut niciodată. Nu mi-a plăcut niciodată cum arată. Întotdeauna mi-am dorit mai mult. Fiind oraș, fiind capitala județului Giurgiu, mi-am dorit alt nivel și altă ștachetă și alte pretenții. Faptul că lumea, giurgiuvenii, se duc la restaurant în ruse, mie nu-mi place. În mod normal, banii ar trebui ca cei din ruse, pentru că din punctul meu de vedere, noi ca țară stăm mai bine decât Bulgaria. Și totuși, între noi și ruse, de exemplu, da, este un trafic de la Giurgiu către ruse, nu de la ruse către Giurgiu. Așa din este. Punctul de vedere, nu-mi place cum arată Giurgiu. Nu avem un hotel de foarte bună calitate, nu avem străzi de bună calitate, nu avem infrastructură de bună calitate și ceea ce doare foarte mult economia la Giurgiu, economia la pământ, sărăcie, lucie, da. Și așa mai departe. Asta este. Și de asta spun, giurgiuvenii să mă aleagă pe mine și o să vedeți. Atunci o să vedeți. Bine, și pe urmă îmi doresc. Cu sinceritatea dumneavoastră debordantă și o să spuneți, n-am făcut nimic, recunosc și îmi pare rău. Puneți-mă șef. Întâi puneți-vă. Stați să fiu eu șef la Giurgiu și după aia să vedeți. Șef la CJ, nu? La Consiliul Județean, da. La Consiliul Județean. Păi arătați-mi acum că noi avem liderii noștri au fost la putere. Domnul Bădălău are organizația numărul 1 din Giurgiu, din țară, da? I-au făcut primarii tot ce au vrut. Să știți că s-au adus bani în Giurgiu, dar nici pe departe atâți cât trebuiau. Comparați câți bani s-au dus în Olt și în Telorman față de Giurgiu. Și Oltul și Telorman, care rezultat electorale, sunt sub Giurgiu. Spuneți-mi un proiect mare pe care l-a făcut Bădălău în Giurgiu. Păi domnule, acolo la PSD arătați-mi este un proiect mare panouriaș. Pe care l-a făcut Mustățea în Giurgiu. Domne, nu fiți răutăcios. Nu sunt răutăcios, sunt adevărat. La PSD, n-ați văzut, este o listă cu proiectele realizate. Stați, eu v-am vorbit de proiecte mari. Spuneți-mi, domnule, s-a făcut canalul Dunăre-București, care a dat atât. S-a făcut autostrada București-Giurgiu. S-a aprobat, nu știu, alt nivel de... Am adus un agent economic extraordinar de mare. Am făcut pentru fermierii români din Giurgiu nu știu câte lucruri. Au ieșit în vremea mea, uite, s-au făcut lucrurile astea. Haideți să vedem cine este la telefon, pentru că avem pe cineva care așteaptă să vorbească cu dumneavoastră și ne pregătim de încheiere că am cam ajuns la final. Repede mai trece timpul cu dumneavoastră în platou. Bună seara! Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și domnului Marin Anton. Bună seara! O întrebare foarte simplă pentru domnul fost ministru secretar de stat. O veche cunoștință cu acel ordin ministrul mediului, Lascu din Giurgiu. Mă cunoașteți, cum să nu? Vă rog să spuneți mai repede că suntem la finalul emisiunii. Da. Dacă dumneavoastră ați menționat la vremea respectivă că ați fost... eventual limitat în atribuțiile de serviciu ca să puteți interveni la ministrul mediului, în prezent când faceți promisiunea că dacă veți fi ales primar
al municipiului Giurgiu. N-am făcut niciodată asemenea promisiune, pentru că eu nu-mi doresc să fiu primar al municipiului Giurgiu. Și nici nu pot candida eu, că nu sunt giurgiuvean de Giurgiu. Sunteți mulțumit de cum arată Giurgiu în prezent și vreți să faceți ceva mai bine și bănuiesc că până la anul mai puteți să vă gândi sau răzgândi. Și în sensul ăsta puteți face ceva mai bine decât în cadrul Ministerului Mediului? Da, mulțumim pentru telefon. Mulțumesc și noi. Da. Să știți că eu am făcut foarte multe lucruri în Ministerul Mediului. Foarte multe lucruri. Acum, eu parcă mi-aduc aminte că ați venit dumneavoastră odată la mine, dar nu mai știu exact speța. Că, să știți că în viața fiecărui om sunt lucruri care se pot face și lucruri care nu se pot face. A vrut să spună deci, dacă puteți face dar ceva. Dar, încă o dată, eu nu dar mi-am exprimat dorința, dorința de a fi primarul orașului Giurgiu. Eu mi-exprim dorința de a fi președintele Consiliului Județean Giurgiu. Deci, inclusiv la municipiul Giurgiu. Și puneți-mă la încercare. Cineva cred spune că pot face foarte multe pentru tine. Cineva spune, bună seara, e timpul pentru oameni tineri precum Petcu. Cei mai în vârstă să stea în spatele tinerilor. E o afirmație corectă. Stați în spate. Sau sunteți printre cei tineri? Nu, eu nu sunt în spatele tinerilor. Eu nu sunt. Mi-ar plăcea, într-adevăr, mi-ar plăcea să fie o echipă tânără la Giurgiu, mult mai altfel decât noi cei trecuți de 50 de ani. Am înțeles. Dacă eu să candidez și pierd în favoarea unui tânăr, acum, plăcerea va fi de partea mea. Vă întreb, cum credeți că va arăta 2016, anul electoral 2016 la Giurgiu, la locale? Foarte bună întrebare. Totul depinde de cum va candida UNPR-ul la Giurgiu. Da, e foarte important. Da. Pentru că dacă UNPR-ul va candida de unul singur, o să vedeți că lumea politică și alegerile locale din iunie vor avea o anumită turnură. Funcție de această decizie și rezultatele în Giurgiu vor fi direcționate către unii sau către alții. Fiți mai clar. Că chiar îmi doresc. Să știți că PSD-ul în momentul în care UNPR-ul va candida de unul singur, va avea o problemă. Și le promit că vor avea o problemă. Și vor PSD-ul, PNL-ul nu? PNL-ul e slab, atâta timp cât nu știu ce va face domnul Beanu în momentul ăsta. Pentru că ei se bat între ei, nu vedeți? Ei au așa această urâțenie din educația domnului Mustățe s-a transmis și la nivel de județ. A luat un partid de la domnul Iliescu pe locul întâi în România și l-a adus pe ultimul loc în România. La mine lucrurile sunt foarte clare. Cum va fi lupta pentru primărie? Pentru primăria va fi o luptă între candidați în primul rând și apoi susținerea politică a oamenilor. Adică deci, va fi o luptă între cei doi mari favoriți astăzi. Nume. Cei doi mari favoriți astăzi sunt domnul actual primar Nicolae Barbu, pentru care și știe meserie și e un politician versat, și domnul Florian Nicolae. Dacă domnul Lucian Iliescu se va gândi, vom avea o discuție, dar Beanu iar era o soluție. Domnul Stănișteanu, jos Maria, că și anunță, eu am o impresie bună despre domnul Stănișteanu. Păcat că n-a spus lucrul ăsta înainte să vină domnul Florian Nicolae în partid. Dar putea să și... Este un candidat de luat în seamă. Preferam și candidații tineri, gen așa cum spunea domnul sau cine mă întreba, domnul Petcu, Alexandru Andrei, sunt oameni care ar trebui să intre în cursă și sondajul asume dumneavoastră ce spune? Sondajul care o să că ați încercat să ne spuneți ceva despre sondaj. Spune că lupta este foarte strânsă și în momentul ăsta, bine că s-au sondat și doi oameni, Barbu și domnul Florian, domnul Barbu și domnul Florian Nicolae. Și lupta a venit foarte tare din spate domnul Florian Nicolae. Acum lupta se va da și se va fi decisă de activitatea fiecăruia în următoarea perioadă. Da, sondajul acela de la PNL, Florian Nicolae versus Noruț Stănișteanu. Eu nu cred în sondajele făcute de PNL.
Eu nu cred. Păi, care e scopul? Din punctul, meu, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, clar sondajul va fi, trebuie, nu se pare că e clar că va fi în favoarea domnului Florian Nicolae, pentru că Florian Nicolae are altă percepție. Dacă sondajul ăsta îl va găsi ca favorit și în inima și în conștiința giurgiuvenilor mai tare pe Noru Stănișteanu. Eu chiar n-am nimic cu Noru Stănișteanu, chiar am o relație bună și l-apreciez. Dar astăzi stă mai bine Florian Nicolae decât Noru Stănișteanu în sondaje. Și are mai multe aturi. Are mai multe aturi decât Noru Stănișteanu, chiar și domnul Beanu în Giurgiu. Deci dacă zice să mă întrebați pe mine să fac un clasament din potențialii candidați la primăria Giurgiu astăzi în PNL, eu la chiar mai multe șanse are și domnul Mustățea dacă va candida la primăria decât domnul Stănișteanu. Ar fi un clasament gen Florian Nicolae, Beanu, Dumitru, Mustățea și apoi domnul Stănișteanu. Asta este structura de vot astăzi în Giurgiu. Am ajuns la final, încheiem cu două mesaje. Giurgiu e un oraș sărac și Ruse este al patrulea oraș ca mărime în Bulgaria, deci nu se compară. Ce facem cu aeroportul de la deci Adunați? Cum adică nu se ne compară? Deci să ne comparăm? Deci... Cum să ne comparăm? Vai de mine! Ce prost, nu știu ce prost judecă domnul care a spus acolo sau doamna. Nu există așa ceva. Trebuie... Cum adică? De ce să ne comparăm cu Rusia? Că e al patrulea oraș din Bulgaria? Da, nu, da. N-are nicio treabă. Noi trebuie să avem propriul nostru destin. Giurgiuvenii trebuie să avem... Da, bine, nu, ce... nu. Și raționamentul telespectatorului este... Nu. E vorba de raport. E un raport elementar, adică... Nu, noi ce, ne oprești și de la Giurgiu să avem infrastructură bine, ca lumea în Giurgiu. Bine, dumneavoastră spuneți o poveste frumoasă. Nu spun o poveste frumoasă. De ce să... Doamnă, vă repet, eu trebuie să trec, eu chiar îmi doresc ca giurgiuvenii să mă pună la treabă. N-am nicio sfială. Și să vin aici, uite, eu vă promit că vin în fața dumneavoastră lună de lună. Cu tot ce am făcut, cu tot ce fac și de desfășor. Pentru că ați văzut mulți politicieni, după ce se așează pe scaunul lui de împărat în funcția de președinte al Consiliului Județean, parcă e împăratul împăraților, uite să mai dea raport la presă, uite să mai dea raport la lume, uite să mai dea... Eu n-am nicio sfială. Pentru că ceea ce îmi doresc, chiar sunt la maximul din ceea ce înseamnă carieră politică. Vă repet, e ultimul meu target politic. Auziți un mesaj. Ce facem cu aeroportul de la Adunații Copăceni? Poveste. Ăsta nu e un proiect mare sau proiectul a murit odată cu intrarea la pușcăria unui anumit patron care deținea și o companie? Nu, ascultați-mă. Nu a fost niciodată un proiect pentru construcția unui aeroport la Adunații Copăceni. A fost o afacere strict imobiliară. S-a făcut o foaie A4 în care s-a spus că se dorește construcția unui aeroport la Adunații Copăceni. Cineva a vândut foarte mult teren în zona aia și a câștigat destui bani. Prețul foii, care a fost? Metrului, nu știu, asta nu știu. N-am nicio treabă, dar știu că prețurile acolo, în perioada de boom imobiliar, au crescut de 4, 5, 6 ori. Și cineva a câștigat. Interesant este, da. Dar să știți, și credeți-mă, am răspuns în 2009, am fost secretar de stat la transporturi. Da. Și am răspuns direct de aviație. Și m-a interesat foarte tare proiectul, acel proiect de aeroport la Adunații Copăceni. A fost o hârtie A4, o hotărâre prin care se spunea că se dorește... Cine a semnat hârtia? Domnul Orban. Domnul Orban. Era domnul ministru Orban la vremea respectivă. Că se dorește un aeroport. Se dorește un aeroport. Nimic rău. E foarte bine că se dorește un aeroport. Chiar și eu îmi doresc. Mi-am dorit. Pentru că eu am și a rămas așa la stadiul de o foaie A4 și... Păi dacă îmi spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat, nimic. O foaie A4. Deci... Că după aia a încercat domnul Nelu Iordache să încerce să-și facă ceva din punct de vedere privat, dar lucrurile sunt incipiente și au rămas doar la vorbe frumoase. Dar concret, niciun pas înainte. Mulțumesc zero. Pentru prezent. Cel mai bun proiect, dacă vreți, din punctul meu de vedere, pentru giurgiuveni, cel repede mai bun proiect ar fi realizarea acelui canal între Dunăre și București, care ar trece foarte mult prin județul Giurgiu, care ar îngrena foarte mult
forță de muncă în zonă, de cine depinde? Foarte multe locuri de muncă, depinde de decizia politică și de implicarea, implicarea șefilor noștri. Păi de ce însuși domnul Bădăloș, domnul Mustăță, amândoi mână de mână, că sunt amândoi șefi mari, și sunt și prieteni. Și prieteni, da? Să ducă la București și spună, domnule, ce facem? Să facem să... noi doi, eu Bădălău și eu Mustăță, mi-asum acest proiect. Sau să găsesc altul. Sau fiecare câte unul. Dar nu așa stau cu... Ai, mi-a dat ministerul nu știu câți bani. Aoleo, știți cum e... Eu apreciez, domnul Bădălău a făcut un lucru bun, a adus bani în Giurgiu, să știți, a adus bani în Giurgiu în toată perioada asta. Și foarte multe primării sunt mulțumite de ceea ce a făcut. Deci ăsta e dar niciodată n-a ajuns la nivelul altor județe. Totuși, organizația PSD Giurgiu... Suntem săraci. Da. Asta e singurul lucru clar. După 4 ani de guvernare... Am ajuns la finalul emisiunii. Ce votați mâine? Nu votez. Nu votați? Nu votez. Nu mă duc la vot. Bune pereu va rămâne afară. Afară. Da, să vedem ce o să iasă, o să aflăm... De, moțiunea nu va trece, v-am spus. Prost pregătită de pe PNL. Se anunță un meeting de 10-15 oameni. Așa dai guvernul jos? Totuși, democrație înseamnă parlamentarism. Nu înseamnă, nu ba e da, făcut da, cu da, scopul da. De nu. A da guvernul, ba da, ba da, ci de este, a-i face este, pe parlamentar doamne, să conștientizeze. E o greșeală fundamentală a PNL-ului să aducă oameni să dea, să fie votată o moțiune de cenzură sub presiunea străzii, sub presiunea DNA-ului, sub presiunea nu știu cui. Nu știu. Din punct de vedere politic, este o măsură urâtă. Dar să știți că și PNL-ul de astăzi primește exact ce au inventat. Pentru că invenția neparticipării la vot a fost a părții ultima al domnului întrebare. Blaga. Nu ultima mergem întrebare. La vot. Cum rămâne cu marele politician Dragnea? E un politician mare. Nu. Cum nu. Se va termina problema lui cu justiția? Nu știu. Haideți că dumneavoastră știți. Chiar nu știu. Nici nu intuiți, nici nu bănuiți? N-am idee. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Aș vă fi mare aștept. Dacă aș ști. Da. Ați fi puternic, dacă ați ști. Asta sau. Mulțumesc pentru prezența în platou, vă mai aștept, poate discutăm la ceva timp după moțiune, după ce ies sondajele interne, externe, de la diferite partide. Îmi place cum analizați lucrurile și recunosc că de cele mai multe ori, atât cât știu eu, spusele dumneavoastră s-au adeverit. Atât pentru această seară, doamnelor și domnilor, noi ne revedem joi la o nouă ediție. E timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!